care confirmate la nivelul județului Brăila. În localitatea Lanurile, comuna Viziru, la două gospodării. Sâmbătă am avut confirmarea de la IDSA de la București. S-au luat măsurile de ucidere a celor două capete de porcine care erau în cele două gospodării. S-au instituit reguli de filtru la cele două gospodării. De asemenea, au fost de sâmbătă de la ora 14, s-au înființat două dezinfectoare rutiere la intrare în lanurile și la ieșire din lanurile. Pentru că domnul prefect a pomenit de filtre, pentru că aceste filtre nu se vor ocupa decât de oprirea mașinilor care transportă porci și numai porci și produse de origine animală, adică produse din carne de porc. Știți că eram cantonați cu echipele DSVSA-ului și ale Ministerului Apărării Naționale, a jandarmilor și a poliției. Eram în insula mare a Brăilei, mai aveam Agaua, Mărașul și Țăcău și terminam cu toate animalele de ucis de prevenție acolo. Și ieri ne-am retras aici pe aliniamentul Valea Cânepi, Lanurile și Tufești. Pentru că vrem să facem în aceste condiții, în zona de supraveghere de 10 km, intră și o mare exploatație de porcine, care are în jur de 135-136.000 de porci. Mai în aval de această exploatație, mai avem una între Tichile și Gropeni, de vreo 47.000 de porci. Eforturile noastre sunt în acest moment ca să facem un cordon în jurul acestor ferme, ca să nu cumva să pățim și noi ce s-a întâmplat la Tulcea, pentru că ar fi, din punctul meu de vedere, un dezastru. Și încercăm să luăm toate măsurile să putem să ținem aceste ferme fără să aibă virusul peste porcine africane. Din păcate, deci avem patru echipe, două sunt la Tufești, pentru că este o localitate destul de mare și am început de nord și în sud, și am început cu o echipă la Valea Cânepi și cu una la Lanurile. Cele trei echipe, Lanurile și Tufești, își desfășoară activitatea în condiții bune. Au fost niște probleme la Valea Cânepi în care cetățenii au refuzat să permită accesul echipelor formate din lucrători ai DSVSA, Brăila, jandarmi și militari MAPN care participă la aceste acțiuni. Nu au vrut să ne lase să intrăm în curți, atunci am retras această echipă. S-a făcut o notă în acest sens cu cetățenii care refuză. Mai departe, nu știu legal ce vor păți și așa. Pentru că aici este o chestiune de importanță națională și nu putem să ne jucăm cu unul vrea sau unul nu vrea. Deci cam asta, cam în acest moment, cam aceasta este situația la nivelul județului Brăila.